Salut și bine te-am regăsit! Asta e drona cu care noi filmăm de obicei la testele auto, cu care George își filmează șantierele pentru casebune.ro. Te recomand să intri pe site sau pe canalul de YouTube. Funcționează excelent și e mult mai inteligentă ca aceasta, lansată acum 6 ani. Ultima Phantom 4 Pro V2 este aproape imposibil de prăbușit și poate fi manevrată și de către copii. Asta, la altă, în schimb, a luat contact la o viteză fascinantă cu o tuie, singura de pe tot dealul ăla fără vegetație. Dar dronele sunt folosite cu succes nu doar la filmări de nunți, ci și pentru pace, război, spionaj sau livrări. Dronele, sau oficial numite UAV, Unmanned Aerial Vehicle, sunt printre noi de prin 1859. Numele de drone sau dronă vine din lumea insectelor. În engleză, masculul albine se numește drone sau dronă și așa i-a rămas numele. Acum sunt mai accesibile ca oricând și oricine își poate cumpăra așa ceva de la vreo 100 de lei din China până la drone care valorează miliarde, dar asta e pentru un public restrâns. Dacă nu vrei să filmezi cu ele, însă, la ce le poți folosi? Dronele se împart în două categorii, cele pe care ți le poți cumpăra, presupunând deja că ai bani, și cele pe care nu le poți cumpăra și sunt folosite de autorități ori armate. Din cele pe care le poți cumpăra, în afară de filmat, sunt cele pentru agricultură, de exemplu. Parrot și DJI sunt printre cei mai cunoscuți fabricanți de astfel de aparate de zbor și arată spectaculos, de exemplu, acest DJI MG1S sau 1P. Au un rezervor pe care îl poți umple cu diverse lichide importante cu care mai apoi poți să stropești culturile. E mai ieftin așa decât să închiriezi, de exemplu, avioane ori elicoptere și să angajezi zeci de oameni care să facă munca dronei într-o săptămână în loc de câteva ore. Pe aceste drone poți monta și sonare ori camere care să te anunțe că e nevoie de intervenție în anumite colțuri ale plantațiilor. Iată cum inginerii agronomi trebuie să învețe de acum cum să zboare dronele. Din fericire, o bună parte dintre ele sunt și autonome dacă inginerul introduce coordonate GPS. Foarte multe sunt echipate și cu camere termale ori de înaltă rezoluție. Acum, pe zona de apărare. Aici sunt bani mulți și toate țările care își permit, inclusiv cele din NATO, investesc în drone pentru supraveghere. Sunt mai eficiente și mai rapide strict pentru supravegherea granițelor sau teatrelor de război, zone cu riscuri mari de conflict. Iar cel mai mare dezvoltator de UAS, Unmanned Aircraft System, adică UAV, plus centru de comandă la sol, este Thales, la care și România o contribuție importantă. Acesta este WatchKeeper. Dezvoltat cu un partener israelian, WatchKeeper este o dronă pilotată de un om aflat la sol. Drona are 450 de kg, autonomie de 17 ore și un motor rotativ, tip Wankel. Ingeniozitatea ei vine de la camerele montate pe aparatul de zbor. Radarul tip SAR poate să deseneze virtual tot ce e dedesubt, să facă hărți precise 2D sau 3D și poate identifica obiecte indiferent de vreme, inclusiv vehicule în mișcare. Acest WatchKeeper poate fi controlat de la o distanță de 150 de km, dar stațiile de control pot fi montate în serie, ca drona să acopere teritorii mult, mult mai mari. Alt exemplu este Fulmar X. Este o mini-dronă de 19 kg cu o viteză maximă de 150 de km pe oră și autonomie de 8 ore. Poate să parcurgă 800 de km fără reîncărcare și poate fi folosită în diverse scenarii, inclusiv de poliție, pentru urmăriri ori supravegheri. De exemplu, autostrada aglomerată și este foarte, foarte silențioasă. Și apropo, dronele pot intra și în apă. Evident, nu mai are elici de genul ăsta, ci altfel, dar salvează vieți de fiecare dată când intră în apă. Sunt folosite pentru scanarea la adâncime după mine rămase din războaie ori scăpate din greșeală. Este jucăria preferată a topografilor marini în zone în care sunt montate, de exemplu, eoliene, cum ar fi Marea Nordului, ori în apropiere de coasta olandeză. Și nu numai. Mulțumim pentru atenție! Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai like și să te abonezi la canalul nostru de YouTube, dacă n-ai făcut-o deja, și nu uita să apeși pe clopoțel pentru notificări atunci când postăm. Numai bine!